Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să începem cu chesturile. Avem, de fapt, un singur chest. Cred că avem un crown chest în tier. Hai să vedem ce găsim în el. Avem 1000 de gold, avem 3 gemuri, Furnace, Hog Rider, Royal Giant și un P.K.A. mare. Bun. Și hai să vedem, am reușit să facem 10.000 de Star Points și asta înseamnă că putem să facem o nouă carte Golden. Și hai să vedem, nu mai erau foarte multe, avem 6 cărți care nu au deloc Star Points și vom face barbari. Bun, hai să îi golduim, după care mergem la War și vedem că clanul nostru aproape a ajuns de linia de finish. Mai avem nevoie de foarte puțin, dar e important să jucăm, pentru că din spate vine un alt clan, cei de la Non, și hai să-l luăm un pic fața. Avem nevoie de foarte puține puncte, practic nu contează, o victorie, un ego sau o înfrângere ne aduce locul al treilea și acel chest de loc 3 în care sperăm să găsim un legendar. Așa că haideți să dăm drumul cu primul meci. Să jucăm un duel pentru început și după vom vedea. Trimitem aici arcașele, are un healer acolo, voi da racheta. Aproape l-am eliminat. Okay, și probabil vom avea nevoie de un arrows. Un nero și nu a fost suficient. Trimitem mini P.K.A. pe muschetiră. Aia și ne-am luat un pic în acest început de meci. Suntem un mic dezavantaj. Dar hai să vedem. Pus scheletul în army. Trimit un Hog Rider aici să mai împrăștiem scheletonii. După care vom pune Valkyra în apărare. Care merge bine cu arcașele. Să încercăm din nou racheta pe acel healer. Și să-i dau și un arrows ca să-l eliminăm definitiv. Bun, probabil va trimite muschetira, așa că să mă așteptăm un pic. Hai să punem mini P.K.A. totuși. După care vom trimite hog-ul în fața mini P.K.A-ului. Și ar trebui să-i scoatem turnul din partea dreaptă. Dăm și un freeze acolo. Ok, cu puțin noroc reușim să... Nu îl scoatem, ba chiar mai rău, aproape pierdem turnul din stânga. Încercăm un push din nou. Să punem și arcașele aici. Da, ne-a bătut cu acei scheletoni. Hai să dăm un eros aici. Băi, oricum, primul meci e pierdut. Nu mai sunt șanse de a întoarce partida. Așa că nu o să ne mai batem capul cu asta. Sperăm să câștigăm următoarele două partide din duel. Bun. Decul numărul 2. Băi, hai să luăm deck-ul cu golem. Dacă reușim să câștigăm acest match, la ultimul sincer nu am emoții, pentru că avem balonul. Și în ultimele partide chiar am reușit să obțin victorii cu acel deck. Bun, și
trimitem și Zephy și aș da și un, și un Firebolt acel arcaș. Bun, se duce acolo Bandita. Și reușim să dăm un damage destul de bun pe, pe turnul din dreapta. Hai să vedem. O să punem Fornance-ul undeva în, în centru, dar cred că e mai bine să așteptăm un pic. Avem din nou elixirul pe full. Punem Fornance-ul aici. Hai să trimitem cred că Baby Dragon-ul. Ok. Pun undeva cât mai în spate. Punem și Bandita, să vedem dacă reușim să eliminăm acel cel Magic Archer. Nu înțeleg ce a fost acolo, l-a lovit și apoi s-a întors. Probabil n-a reușit să treacă râul. Dar copilul acum dacă n-are o și-a avut. Scăpăm acolo de Bomber. Da, dar ne rupe acest Mega Knight. Ne-a dat o grămadă de damage pe turn. Și pierdem avantajul. Chiar intrăm într-un dezavantaj destul de mare. Da, scăpăm de Electro Wizard și reușim un singur hit pe turn. Da, turnul nostru oricum este ca și pierdut. Pus golemul acolo. Trimitem și Darth Goblin, nu? Să dăm și un Fireball. Da, scăpăm de Magic Archer. Scăpăm și de beți. Și cred că reușim să-i luăm. Nu știu cum ar trebui să... să jucăm aici. Șanse mari să pierdem și acest match. Hai să dăm și un... Da. Pierdem din păcate duelul. Da, oricum, reușim să obținem suficiente fame-uri încât să trecem linia de finish. Și hai să luăm reward-ul, acest chest de level 3. Avem aici 3500 de gold, avem arcașe, Barbarian Hunt, Bowler și legendară. Am avut noroc, pentru că în acest, pentru logul 3 sunt șanse 1 din 3 să ne pice legendară. Și obținem încă un log, am strâns 11 bucăți. Ok, 1474 de Star Points. Și mai avem două meciuri de jucat. Hai să le jucăm. O să jucăm la Rage. Și sperăm că obținem două victorii. Să ne recuperăm punctele pierdute, să mai echilibrăm puțin balanța. Să trimitem balonul. Să trimit și Hell Spirit-ul. Minionii o să-i punem în... se ocupe de acel giant. Ok, și vom trimite Lumberjack-ul. Din păcate nu avem suficient elixir să trimitem și balonul. Dăm aici un... din păcate nu... a venit prea târziu. Hell Spirit-ul. Și meciul e destul de strâns momentan. Spun Goblin Cage-ul pe partea dreaptă, dar în centru. Probabil va pune Giant-ul. Și ce greșeală am făcut acolo. Putea fi și mai rău. Hai să scăpăm de Hog. A reușit un singur hit. Nu e rău. Ok,
trimitem din nou muschetira. Așa, o să încercăm din nou schema cu balon plus, plus lumberjack. De data asta am pus la timp Hell Spirit-ul, cred. Dar nu reușim, nu reușim să-i prindem în plin turnul cu, cu balonul. Ei, se duce lumberjack-ul pe turn și aproape reușește să-i scoată, să-i scoată turnul din, din dreapta. Rezistăm fără damage. Zep aici și hai să vedem. Scoatem turnul și să sperăm că reușim să ținem acest avantaj până la finalul partidei. Mai sunt 6 secunde și ar trebui să obținem victoria. Bun, băi, un meci norocos. Trebuie să recunoaștem asta. Hai să vedem, avem 1000 de gold plus cele 208 fame-uri, care oricum nu mai contează. Am obținut locul 3. Și hai să dăm și ultimul meci. Să folosim ultimul de grămas, cel cu Elixir Golem. Și, băi, sincer, decul ăsta funcționa foarte bine în în eventul de data trecută, cel cu Triple Elixir. Dar sperăm că o să ne prindă bine și aici. Să vedem. Da, se descurcă destul de bine healerul pe partea dreaptă. Pune unul aici și cam târziu vine. Probabil va trimite și balonul. Ok, scăpăm de prinț, dar luăm o grămadă de damage de la Ramrider. Și vom încerca să mutăm jocul pe partea stângă. Pun Goblin Hunt aici. Da, era de așteptat că va trimite acel Mega Knight. Spun și Knight-ul undeva în centru. Scăpăm de Mega Knight. Hai să vedem. Băi, sincer, aș mai trimite un healer, dar nu avem elixir suficient și oricum l-am pierdut deja pe primul. Punem rască și din nou. Nici fire, cred că aici. Și elixir golemul, o să avem nevoie de el pentru... Trimitem fire, cred că rușim, vom trimite și rascal și... Ah, riscant. Este riscant ce am făcut aici. Da, și am greșit. Deși, da, cu siguranță vom pierde acest match. Nu mai sunt șanse prea mari. Da, probabil nu vom rezista nici măcar cu ultimul turn, cu King Tower-ul. Da, e drept, am greșit un pic. De la jumatea meciului. Dar nu mai contează. Important e că ne-am luat acel chest. Am obținut locul 3. Și hai să vedem noua ofertă din shop. Nu mai e nimic momentan. Trebuie să apară. Sau doar a dispărut cea veche.
În fine. Bun. Băi, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Everything changes.